Specialiștii spun că micul dejun ne ajută să avem energie pentru întreaga zi, de aceea este important să mâncăm imediat ce ne ridicăm din pat. Există variante foarte rapide de mic dejun, nu trebuie neapărat să avem o masă foarte elaborată. Dacă alegem 2-3 componente de tip un brânzeit, o legumă, o sursă de zaharuri, inclusiv, să spunem, pâinea sau laptele, e ceva rapid de preparat, un ou fiert ia foarte puțin timp, deci e doar o scuză aceea că micul dejun ne-ar mânca din timpul de machiaj și de pregătire pentru serviciu. Trebuie să luăm micul dejun chiar dacă nu ne este foame, deoarece senzația de foame apare pe măsură ce mâncăm. De aceea, o simplă ceașcă de cafea nu se consideră mâncare. Absența senzației de foame este o anomalie. În mod normal, noi ar trebui să avem senzație de foame ritmic, cam la 3-4 ore și începând cu prima oră de la trezire. Deci cine nu are foame, cu siguranță are o problemă de reglaj. Foarte mulți tineri chiar se plâng de această lipsă a senzației de foame. Ouăle, pâinea neagră, cerealele integrale, fructele și produsele lactate sunt ideale pentru masa de dimineață. În schimb, ar trebui să evităm mâncărurile grele, precum cărnații, salamul și crembuștii. O variantă de mic dejun care se pregătește în maxim 10 minute este tortilia cu vită și salată. Se poate înlocui dacă o lași la macerat de pe o zi pe alta sau cu carne de cotlet de porceafă. Sunt variante, poți să te joci, dar într-adevăr acasă dacă nu ai idei și nu te inspiri. Ceapa se taie mărunt, apoi se călește în tigaie împreună cu carnea de vită. Se gătesc până când încep să prindă culoare, după care se servesc cu tortilia. Un preparat gustos care nu vă reține prea mult în bucătărie. Tortilia se taie, se așează pe farfurie normal. Eu am avut și un pic de sos ca să aibă un aspect pentru... și gust, pentru că e un sos picant. Și salata e foarte simplă, salată cu roșii și cu acetă balsamică, ulei de măsline, cam atât. Oamenii recunosc că nu acordă întotdeauna o mare importanță micului dejun, dar nu pleacă de acasă fără să mănânce ceva. E o regulă foarte clară pentru mine, altfel nu rezist, la ora 11 nu mai fac nimic dacă nu mănânc dimineața. Mănânc un iaurt cu cereale și sunt acele rondele cu ciocolată, tot așa, din cereale și asta e tot. Și un măr pe la ora 12. De obicei mănânc lapte cu cereale dimineața și mănânc în fiecare dimineață, nu ratez. De obicei mă trezesc că foame destul de mare. S-ar vreodată peste masa de dimineață? Da, când mă grăbesc să merg la facultate. Câteodată, da. Și nu simți pe parcursul zilei că ți-e foame mai tare dacă, de exemplu, n-ai mâncat? Da. Cred că e important să mănânci. În concluzie, nu uitați, micul dejun trebuie servit înainte să plecați la muncă sau la școală.